Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Acesta este strigătul lui David de recunoaștere și de proclamare a puterii, a autorității și măreției lui Dumnezeu, o laudă adusă Creatorului. În vremea aceasta, lumea și-a dat seama că se află pe o proprietate privată. E proprietatea lui Dumnezeu. A fost lovită de adevărul că Dumnezeu pe care a vrut să-l detroneze stă pe tron. S-a potignit în pornirile ei de a-i lua dreptul de creator. S-a încurcat în calcule teorii șubrede în strădania de a-l scoate din ecuație. Mulți din cei care locuiesc pământul și-au clădit un turn înalt, un fel de turn Babel al falsei impresie că ar fi stăpâni pe pământ și pe ei însăși. Însă toți anii aceștia de trud au fost îngropați la clipeala ocului sub dărâmăturile turnului. La fel ca imperiul furnicilor, națiuni puternice s-au încrezut în mușuroaiele lor, în strategii, în sisteme. Dar s-au trezit parcă dintr-un vis amăgitor la realitatea în care își pot vedea mai bine nimicnicia, vulnerabilitatea și dependența lor de Dumnezeu. Cred că în zilele de azi mulți oameni s-au localizat cumva în univers, chiar și cei care încă mai cred că dețin puterea asupra Pământului. Vor vedea mai devreme sau mai târziu mărimea lor infimă și infinitatea lui Dumnezeu, iar versurile lui David vor deveni cântecul lor de jale. Pe când cei care au căutat fața Domnului o caută acum și mai mult, doresc să se suie pe muntele prezenței lui mai sus ca niciodată. Ei se ascund în Hristos că El este neprihănirea lor. Doar El îi poate face curați și nevinovați. Doar prin El se pot ridica până la locul numit Sfințenie. Hristos, El căruia este dedicat imnul profetic din finalul psalmului, odă glorificării Lui. El este prefigurarea biruinței câștigată prin moartea și învierea sa. El este Domnul cel tare, puternic, Domnul cel viteaz în luptă, Domnul oștirilor, este Împăratul slavei, Împăratul împăraților. Așa că te îndemn azi. Meditează la întrebarea aceasta. Este El și Împăratul tău? Ești Dumnezeu, când bine-mi e, ești Dumnezeu.